Eric Sef Live. Urmărește live calele Eric Sef. Înregistrează-te în contul tău Eric Sef și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Eric Sef. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. Eric Sef. Sunt Lavinia Mihaela Târzianu și alături de colegul meu Ionuț Atodirese, gazdele emisiunii Fight Club, vă invităm să urmăriți în fiecare zi de marți și joi, începând cu ora 19.30, edițiile speciale. Fii și tu părtaș la exclusivitățile celor mai tari invitați din cadrul emisiunilor Fight Club. Bună seara și bine ne-am reîntâlnit, dragii noștri, iubitori ai sportului, urmăritori ai canalului de YouTube și, bineînțeles, emisiunii Fight Club, emisiune care se află în topul preferințelor și asta datorită dumneavoastră și vă aduce mulțumiri. Amintesc pentru început sponsorul principal, Barracuda Coin, Las Vegas și vreau să vă invit să dați subscribe și clopoțel pentru a fi la zi cu toate detaliile și pentru a fi notificat de orice noutate care urmează pe canalul de YouTube Eric Sef. Ei bine, o emisiune nu poate avea loc fără doi prezentatori, subsemnata și alături de mine, prea măritul și prea fericitul meu coleg, Ionuț Atodirese. Bună seara tuturor, bun găsit tuturor. Să te prezint și eu pe tine, pentru că tu ai spus subsemnata. Sunt alături de colega mea, Lavinia Mihaela Târzianu, și de doi invitați care vor fi main event în gala Next Fighter 5, gala care va avea loc pe data de 16 mai. Și așa cum v-am obișnuit, după cum ați văzut și în galele trecute, Next Fighter există capitan de echipe. Ei bine, așa se va desfășura și această gală și main eventul a fost stabilit, iar doi dintre invitați sunt astăzi cu noi. După cum v-am zis, unul este în legătură prin Skype pentru că nu se află fizic și nu este aici în țară, este în Italia. Bună seara, Romeo Vasiloni! Bună seara, bine v-am găsit! Bine, te avem în legătură prin Skype, nu pot să zic bine ai venit fizic, dar cu siguranță vom avea ocazia să ne și întâlnim fizic. Să prezentăm și pe cel al doilea invitat, doamnelor și domnilor, capitan de echipă, Cristian Marinescu, bine ai venit. Mulțumesc mult de tot pentru acest intro și mă bucur nespus să seara, fiu Cristi. Aici, alături de voi. Mulțumim și noi, eu te-am doar mai văzut. Doar de voi, nu și de ăla. Noi te-am mai, adică noi, chiar să noi, vezi la ce dar eu te-am văzut în urmă cu ceva vreme la gala Eric Sef 43. Am avut un interviu acolo când prezentam alături de colegul nostru Ștefan Ciuculescu. Corect. Și încă de pe atunci îți doreai să lupți. Da, încă de pe atunci îmi doream să lupt. Consider că este o nouă etapă și este un challenge pe care pot cu siguranță să-l duc la brio, indiferent dacă este vorba doar despre o luptă sau despre mai multe pe viitor. De ce spui challenge? Pentru că de fiecare dată mi-au plăcut provocările și lucrurile noi. Și sunt o persoană determinată și motivată și nu am bariere și obstacolele le depășesc, bineînțeles, ușor, dar prin muncă. Deci nu consider că va fi ceva extrem de greu dacă într-adevăr mă antrenez și sunt focusat pe ceea ce am de făcut. Bravo! Romeo, tu cum te-ai decis să intri în cușca Eric Sef? Prima oară voiam să spun să nu-l întrerupeți pentru că el avea deja scris de acasă aceste vorbe pe care le-a spus. Acest speech, mai exact. Acest speech, exact. L-am ascultat cu mare atenție. Știi că ești pregătit întotdeauna. Ce să zic, Marnescule, mă bucur că în sfârșit ai devenit bărbat prin această decizie pe care ai luat-o și prin acest challenge pe care l-ai acceptat. Dar asta nu o să mă facă să nu te bat. Îmi pare rău pentru tine, dar o să fie un meci greu, eu zic să te antrenezi bine. Pentru că n-o să te menajezi deloc și ascultă-mă, nu o să te bat în prima repriză. Eu pot să te bat și în prima repriză și în primul minut, dar o să fie un meci lung,
unde o să-ți demonstrez cum se face acest sport. Ok. Pentru a definiția o de să fie un antrenament pentru okay. Un antrenament, zice Romeo, că va fi cu tine. Tu ce părere ai despre declarația lui? Un antrenament îl face el cu cine vrea el. Probabil că se antrenează singur. În același timp vreau să spun că definiția asta de bărbat nu constă neapărat în acceptul meu către provocarea pe care ai lansat-o tu. Eu, eu am acceptat pentru mine, în primul rând, nici de cum pentru tine și plus de asta... Pentru mine, dar tu nu trebuie să fii bărbat pentru mine, okay. Tu trebuie să fii bărbat pentru tine. Tu ai acceptat pentru tine pentru a-ți demonstra că okay. În sfârșit ești bărbat okay, și bravo, și... uite, apreciez asta. Ok, nu trebuie să apreciez tu nimic, că dacă mă apreciază cineva, mă apreciez eu sau familia mea și mi-este de ajuns, nici de cum dacă mă apreciază unul ca tine. Și plus de asta, intimidarea pe care încerci tu să o faci în continuare, știi foarte bine că nu și-a avut locul și rostul nici în trecutul nostru, da? Vezi în emisiune că... La Puterea Dragostei și nici aici. Deci nu funcționează, băiatul meu, încearcă altfel. Cristian. Ascultă-mă puțin, văd că ți-ai făcut sprâncenile aici, așa, vezi că eu o să-ți dau semne care nu o să mai trebuiască să-ți dai cu lama. Știi, o să ai pe viață, frumos, așa. Bravo. În laterale. Bravo. Dar te-ai oprit un pic la Puterea Dragostei. Ce conflict sau ce eveniment ați avut acolo? Poate mulți din cei care ne urmăresc acum nu știu despre ce e vorba. Da, el a avut nenumărate frustrări acolo în emisiune. Pentru că majoritatea... Am fost colegi în aceeași ediție? Am fost colegi, de fapt nu am fost colegi. Eu am fost pe acolo șeful și el că am fost soldatul pe acolo o bună perioadă de timp. Soldatul în ce sens? Bă, soldatul adică îmi urma instrucțiunile. Cam asta făcea el pe acolo. Așa, era în fel de șef. Eram șef, da. Și de la ce a plecat conflictul? Că soldatul vrea okay. să... Ok, ok. Vorbim la modul cel mai serios acum. Romeo este o persoană care și acolo când a intrat în emisiune a încercat mai întâi cu vorba bună să se impună, apoi a recurs la pumn, picioare și ce mai făcea el pe acolo. Da, violență fizică, verbală și tot. Față de cine? Față de oamenii de acolo. Cei de acolo, o secundă, cei de acolo... I-au mușcat momeala, însă cu mine n-a dus-o niciodată la bun sfârșit. Am înțeles. Fii atent, ai menționat în discursul tău, așa, și nu te-am întrerupt, te rog. Că bărbăția nu constă în a intra în cușcă și a-ți împărți câțiva puncte. În viziunea ta, în ce constă bărbăția? Nu am spus neapărat că nu constă în a intra în cușcă și a împărți câțiva puncte. Bărbăția constă în mai multe lucruri. Încă la felul în care te comporți, încă de la atitudinea ta și felul în care vorbești și gesticulezi. Dar într-adevăr ai dreptate. Și acolo este o dovadă de bărbăție și ceea ce fac eu acum. Nu vroiam să-mi dai dreptate, te-am întrebat pe tine în viziunea ta în ce constă bărbăția. În viziunea mea ți-am spus în ce constă bărbăția, în atitudinea ta, să fii bărbat. Punct. Am înțeles. Păi să fii bărbat. Pitbull îți răspund eu că Marinescu el o dă cotită. E o diferență în a fi smart 2, cum încerci tu să fii, și a fi bărbat. Tu ești smart 2, tu nu ești bărbat. Punct. Ascultă-mă puțin, nu ești smart 2 al. Înseamnă bărbăția egal curaj. Uite, ce am spus eu, că tu ai avut curaj. Asta înseamnă. Puteai să dai un răspuns foarte simplu. Lasă-mă cu mă duci pe la Ploiești, după aia mă întorci pe la Pitești, că bărbăția... Dă un răspuns concret în viziunea ta ce înseamnă bărbăția. Ok, și simplu. Ce s-a întâmplat concret la Puterea Dragostei? Deci acolo, din ce susții tu, că a afișat colegul tău, Romeo, cu tot altceva, sau mă rog, pe el l-ai numit soldat și stăgem. Da. Și vrem să știm ce s-a întâmplat, practic, de ați ajuns voi la o stare de conflict. Practic, acolo eu nu pot să zic. Dețineam controlul asupra emisiunii. Și la un moment dat am avut o înțelegere cu Romeo și el știe foarte bine lucrul acesta, acest aspect. Da? Păi dacă ți-am luat că... baripa mea să nu mai mănânci în cameră, să nu te mai iau ăștia la mișto, să nu te mai scuipe pe acolo și eu te-am luat baripa mea pentru că mi-era milă de tine. Astea sunt invenții și știi foarte bine chestia asta. Ascultă-mă, tu te folosești de toate discuțiile care au fost acolo. Dar ăsta este... De ce? Ți-e cald? Te-au luat căldurile? Da, m-au luat căldurile, transpir aici, știi? Și de-aia m-au luat căldurile, vreau să mă relaxez un pic și să beau o gură de apă. Spune ce ai de spus, să-ți dau și ție dreptul la câteva cuvințele înainte să îmi revin, zi. Dacă tu îmi zici mie că am fost soldat, că toate chestiile alea sunt filmate acolo la emisiune, da? Și ce a fost în afara emisiunii sunt și martori în care ai început martorii lui Iehova, care sunt, am bătut la ușă. Ca să vă zic așa ca idee, când am plecat din emisiune, am intrat peste ei, erau vreo 4 în cameră
și toți au început să plângă. Bărbați, sunteți bărbați, omorul, dacă nu, ați început să plângeți și a stat cu ușa încuiată 3 zile până am plecat eu din Istanbul. Romeo, dacă ar fi să vorbim, ok, dacă vrei să, tu știi foarte bine că eu vorbesc orice, discutăm și acest aspect, este foarte simplu. A intrat într-adevăr, fiind puțin matol, puțin mai mult matol, așa, da. Din cauza frustrărilor tale, că n-ai fost în stare să-ți manageriezi toate acțiunile pe care le-ai făcut acolo în casă, ai intrat în cameră, nici de cum n-ai avut o treabă cu mine niciodată în viața asta, ai avut treabă într-adevăr cu alt concurent, nu eram patru, eram eu și cu acea persoană în cameră, da? Și tu te-ai luat de omul ăla, la care eu ți-am spus ție, bă, Romeo, nu se procedează așa, nu mai face lucrurile astea. Și tu, într-adevăr, l-ai scuipat pe ăla. Nu vreau să spun despre cine este vorba, da? Când a fost vorba despre mine, când ai văzut că mă bag între tine și el, ție nu ți-a convenit lucrul ăla, da? Și după aia ai încercat și cu mine și te-ai oprit în momentul în care ți-am zis, băi, Romeo, nu face cu mine asta, că nu e loc. Tu știi foarte bine că eu nu sunt de misiunea asta să demonstrez ceva, da, prin pumn, prin violență fizică, verbală. Eu stai aici să vorbim. Acum e vorba despre pumn și o să vedem în cușcă. Acum nu okay, mai dat un ai dat un... Acolo trebuie să dai din mâini. Dacă da, ai dat un pumn în ușă, ți-au tras 100 de euro și după aia a plecat acasă la Românica. Marinescu a rămas acolo și a luat și ea 10.000 la final și a mai luat vreo 5 premii. Știi ce zic, domnul Ciste? Lui Marinescu-i foame, mie nu mi-e foame viața mea. Eu mă descurc, știi ce zic, ți-e foame. Dacă nu ți-era foame, puiul meu, dacă mă iei cu viața mea și cu asta, dacă nu ți-era foame, atunci nu stăteai tu în momentul în care am fost invitat aici să te agăzi de mine, dacă era să nu-ți fie foame. Punct. De ce crezi că el nu a încercat-o și cu tine, ce a încercat cu celălalt băiat pe care l-ai menționat, cum că l-a scuipat și cu tine nu a încercat-o? Crezi că i-a fost frică de tine? Nu vreau să fiu ipocrit și vreau să fiu sincer. În momentul în care a venit în emisiune, eu văzându-l cum are comportamentul ăsta, i-am zis, bă, cu mine nu procedezi așa. Plus de asta, a avut câteva interacțiuni, salut cu tatăl meu. Și probabil că a ținut un pic de respect. Dar au fost acolo foarte multe momente când a încercat să-mi treacă calul. Dar el aștepta o reacție din partea mea, iar eu nedându-i reacția acolo, s-a oprit. Și plus de asta a spus ceva la un moment dat, că bă, din toată emisiunea asta, singurul cu care n-aș avea treabă să mă dau la tine, să ai fi tu, Marinescule. Și a mers un pic pe lucrul ăsta, dar el de mult mă așteaptă. Dacă n-a reușit acolo, da, să mă doboare, acum încearcă aici să mă doboare, dar cred că și aici este greu. Adică sunt și eu pe la 1.93, am și eu anii, 25 de ani, el are 35 sau cât are, cât ai? 40? 43. Felicitări. Cum crezi că va fi lupta ta cu Romeo? 32. Cum cred că va fi lupta mea cu Romeo? Din punctul meu de vedere va fi o luptă grea. Deci nu-l subestimeze, îl vezi ca pe un adversar puternic. Da, îl văd clar, îl văd ca un adversar puternic, dar prefer să am adversari puternici și chiar dacă pierd, decât să am un adversar simplu, ușor. Să zici că ești și învingător. Exact, și să-l înfrunt. Pentru că dacă nu ai obstacole grele în viață, automat nu poți să progresezi. Iar eu asta caut, să am în fața mea. Uite, punct. Te aplaud. Asta este părerea mea sinceră. Bravo, și obiectivă. La asta te-am zis și eu. Romeo, tu fii învingător, trebuie să te iei cei mai buni. Romeo, tu cum vezi lupta ta cu Cristian Marinescu? Nu pot să-l subestimez nici eu pe Cristian Marinescu, pentru că este un sportiv până la urmă și el, chiar dacă n-a făcut sport de contact, eu i-am spus lui încă din Istanbul, l-am învățat să dea la sac așa cât de cât. El are foarte mare potențial, dar trebuie să mai lucreze la încredere, trebuie să mai lucreze la curaj, cum am zis, pentru că asta te face bărbat, curajul. Degeaba ești tu cel mai bun luptător dacă nu ai curaj. Și nu o să-l subestimez pe Marinescu, o să mă pregătesc foarte bine, pentru că nu va fi un meci extrem, extrem de ușor. Nu crezi că luptătorii sau cei care intră în cușcă sau bărbații, să le spunem așa, cu acest curaj și cu inima asta de războinic trebuie să te naști cu ea?
Trebuie să te naști și cu ea, dar te poți dezvolta și pe parcurs. Adică poți să devii bărbat și pe parcurs, nu neapărat că te-ai născut cu ea. Dacă lucrezi mult la tine, la psihicul tău, la fizicul tău și te antrenezi bine, eu cred că poți să faci orice. Eu tind să te contrazic. Eu zic că prin antrenament și prin tot ce vrei tu, terapii, la psiholog, tot ce vrei, poți să obții foarte multe calități. Dar cu inima de războinic te naști, o ai sau nu ai, și asta se va vedea în cușcă. Care va avea inima mai mare, Cristian Marinescu sau Romeo Vasiloni? Asta am spus și eu, că vom vedea pe 16 aprilie în gala Next Fighter, în main eventul din e ok, Next Fighter 5. E ok, iartă-mă, eu sunt, de fiecare dată am fost o persoană subestimată de extrem de multe persoane. De ce crezi că ai fost subestimat? Pentru că sunt două variante. Ori oamenii n-au vrut să-mi dea într-adevăr valoarea pe care și aprecierea pe care o merit. Trebuie să o dovedești. Simți nevoie că nu ai validarea oamenilor? Nu e vorba de validarea oamenilor. Este vorba că persoanele nu mi-au oferit credit cam niciodată. Dar în același timp știau că sunt o amenințare și știau că am un potențial extrem de mare. Bineînțeles, dacă lucrezi pentru acest lucru. Ai încercat să înțelegi motivul de ce nu ai fi prezentat atât de multă credibilitate în fața celorlalți? De exemplu, în fața lui Romeo, de ce nu prezinți atât de multă credibilitate și nu te vede un adversar atât de puternic? Din ce am văzut, te cam lua la mișto și înainte de a începe emisiunea. Să mă ia la mișto în continuare, este strict alegerea lui. Dacă asta este abordarea lui, să fie sănătos. Probabil că nu mă luam considerare pentru că este prea bazat pe el, așa cum consideră el, și că are 70.000 de ani de kickbox sau ce a făcut el acolo. Și încă un lucru, el un pic se folosește, de fapt, de fiecare dată bagă în discuție și în față, eu îl știu pe Marinescu mai bine decât toată lumea. Și prin chestia asta vreau oarecum să manipuleze și oamenii la rândul lui să creadă că el este persoana care mă știe. Crezi că băi, este... eu nu te știu, frate, eu nu mă știu nici pe mine, crede-mă. Noi oamenii ne schimbăm zilnic. Și tu spui că vrei validare de la oameni și oamenii nu-ți dau credibilitate. Dacă îți dorești ceva, deosebirea dintre mine și tine, eu dacă îmi doresc ceva, mă duc și mi-l iau, nu aștept să mi-l dea cineva, înțelegi? Nu aștept credibilitate, eu știu ce pot eu, am încredere în mine și mă duc și mi-au ceea ce îmi doresc. Tu vrei să ți se ofere, știi? Credibilitate, încredere. Nu, frate, încrederea trebuie să te oferi singur. Vrei ceva, du-te după el și ia-l. Înțelegi? Până o să vedem ce ne mai răspund băieții la întrebări, eu propun să luăm o scurtă pauză de publicitate, timp în care puteți da subscribe și clopoțel. Mulțumim sponsorului Barracuda Coin și Las Vegas și revenim din publicitate cu Romeo și Cristi Marinescu. RXF Live. Urmărește live calele RXF. Înregistrează-te în contul tău RXF și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul RXF. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. RXF. Sunt Simona Hapciuc și te invit în fiecare duminică de la orele 17.30 să urmărești emisiunea Fără Mănuși alături de mine și cei mai tari invitați. Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare sâmbătă de la 19.30 să urmărești RXF Gossip alături de mine și cei mai tari invitați. Hei, sunt Lol Relay și te aștept în fiecare săptămână live pe TikTok și în reluare pe YouTube în fiecare sâmbătă de la ora 17.30 alături de mine și cei mai tari și periculoși invitați.
Daniela Mireanu și te aștept în fiecare vineri de la 19:30 pe canalul nostru de YouTube să urmărești RxF News alături de mine. Salutare, dragilor, sunt Ștefan Ciuculescu, iar în fiecare miercuri de la ora 20 ne vedem live pe YouTube-ul RxF la RxF Talk. O emisiune cu super invitați, super subiecte și multe alte probleme în ceea ce privește galele RxF. Vă așteptăm! Am revenit din scurta pauză de publicitate. Vă amintesc că sunteți la Fight Club și invitații de astăzi sunt Cristi Marinescu și Romeo prin Skype, pentru că nu este în România. Eu nu-ți cred că aveai tu să le adresezi până la întrebare, nu uitați să dați stop la acest clip și să lăsați în comentarii, în rubrica de comentarii, un comentariu cu cine credeți că va câștiga această luptă dintre Cristian Marinescu și Romeo Vasiloni. Vreau să-l întreb pe Romeo Vasiloni dacă el are încredere în el că va câștiga această luptă. Normal că am încredere, pentru că altfel nu intru într-un joc pe care nu pot să-l câștig. Dar totodată, cum am spus, nu-l subestimez pe Marinescu, dar asta nu mă păi face... Păi tocmai ai făcut-o. Odată ce ai zis că nu intri într-o luptă pe care tu crezi că nu poți să o câștigi, tocmai l-ai subestimat. Am fost puțin ironic și cinic, ca să recunosc. Oricum o să intru și o să câștig meciul cu siguranță. Dar n-o să... pot să-ți promit un singur lucru, Marinescu, că nu o să câștig meciul în primul minut, deși aș putea să o fac. O să te țin mai mult acolo, pentru că vreau să te bat. Brav. Oricum, dacă tot zici de asta că ești mai bărbat ca mine, sunt de 100 de ori mai bărbat ca tine, pentru că așa cum mă consider tu un om fără pregătire, înțelegi? Am tăria și inima, cum zicea Ionuț, să intru cu un om pregătit ca tine, cu ani de experiență în kickbox și ce faci tu. Iar tu intri cu un amator așa cum sunt eu, care abia învățat să dea un, doi și să dea puțin cu piciorul să facă o eschivă. Deci te pup. Înțelegi? Despre asta e vorba. Deci vreau să te anunț că nu m-am antrenat, să-ți dau acum și un punct. Nu m-am antrenat de câțiva ani de zile. Cred că ultimul antrenament a fost la Pitbull acum vreo 2 luni de zile. Și intri cu o mână, intri cu o mână și legat cu piciorul de gât. Dacă vrei să facem chestia asta, te pot bate și cu o mână, dar nu cred că ai fi după aia, ți-ar scădea prea mult bărbăția asta pe care crezi că o ai, știi? Intră cu 4. Ok, zi. Dar am auzit asta... ceva în culise, adică am auzit, am fost părtaș la discuția voastră, ați avut și conflicte vis-a-vis de fete? Am avut și conflicte vis-a-vis de fete și în momentul când Marinescu a auzit că una dintre fete a fost cu mine, a zis: îmi cer scuze, fratele, dau un follow, nu mai vorbesc cu ea niciodată și gata. Recunoaște, zic că am conversațiile, dacă nu recunosc. Că ce? Că? Poți să repezi, te rog? Îi dai un follow, fete. Vreau să repet el, te rog. Păi diferența între mine și Marinescu e că Marinescu le scrie unor fete și fetele respective îmi trimit screen și îmi spun: uite cine îmi scrie, îmi scrie Marinescu, dar nu-l bag în seamă. Păi da, în primul... Hai că n-aveam de unde să știu. Ok, dacă e să vorbim de domnișoara respectivă, a fost iubit, de fapt era iubita ta. Eu i-am scris ei, pentru a că fost, i-am râd... Okay, nu, la momentul ăla era cu tine, da? Păi atunci, dacă era cu tine, pentru respectul pe care trebuia să-l poarte ție, de ce când îl vedea pe Marinescu la sală, când trăgea de fiare, îi zâmbea și mai avea puțin și îi lua și de biceps? De ce? Vezi că ești nesimțit și te bat într-un minut de data asta. Poate mă în 30 de secunde, că îți mai zic ea zi. Mai vorbim prost, că eu nu mai sunt de 9 luni nu mai sunt. Și treaba asta e de acum și am toate conversațiile. Vorbește pe subiect și pe ce e, că... Era foarte simplu. Era foarte simplu, dacă erai din cușcă, s-ar putea să arunc din cușcă. Da, dacă erai atât de bazat, știi ce zic? Nu mai răspundea lui Marinescu. Probabil că știa că Marinescu e mai bazat decât e Romeo Vasiloni. Scur și pe 2. Asta nu o să te ajute în cușcă. Vezi că nu o să te ajute deloc. Crede-mă, să vezi ce. Te ajută alea. Oricum Marinescu vorbește foarte mult și prost, după cum am văzut. Mult și bine, știi că sunt regele. Încearcă să ascundă gunoiul cu preș, așa pe românește. O dă cotit, o dă asta, Marinescu le vezi pe... Da, domnișoara ți-a zis că... Domnișoara asta
despre care voi vorbiți și ați avut conflictul, mă rog, sau cum să-i spun conflict, că nu știu, ți-a zis ție, mă, direct, ești mai bazat ca Romeo? Domnișoara, dacă, păi, nu, fii atentă, dacă tu ai ce-ți trebuie acasă, de ce ai căutat în altă parte? Sau oricum, ok, n-ai căutat, dar de ce să accepti să-ți răspundă alte persoane, măi, Cristi, sau să vorbești cu... Tu ai dreptate ce spui, dar să știi că asta, eu nu vorbesc de fata asta, Doamne ferește, nu cunosc, nici nu știu cum o cheamă. În general vorbesc, asta mai ține și de caracter, de modul în care te mănâncă, că să știi, există situații în care oamenii părăsesc relații de frustrații. Nu, băi, pentru că nu au ce le trebuie acasă. Seamă, ai și tu dreptate. Te-a băgat în seamă și eu nu mai sunt de 9 luni. Auzi? Capitolul ăsta. Îți amintești când am fost la hotel? Îți amintești când am fost la hotel? Și stai așa că zic acum. Și eu eram cu o domnișoară în pat. Tu erai cu iubita ta în pat și tu te-ai certat cu iubita ta pentru că tu vroiai să o manevrezi pe iubita ta și iubita ta era atentă la mine ce făceam cu acea domnișoară și te-ai certat cu ea și ai plecat, îți amintești chestia asta? Bă, nu mă fost să vorbesc că ai plâns că nu s-a întâmplat nimic. De două zile ai fost la hotel și nu s-a întâmplat nimic. Păi și bă! Persoana implicată poate să confirme, nebunule, că nu s-a întâmplat nimic, adică ai fost acolo la hotel și după aia ai început să plângi. Bă, frate, uite, a stat două zile. Păi nu contează, am dreptate cu ce am spus? Am dreptate cu ce am spus? Atunci eu am plâns din alte chestii, că am crezut că tu ești fratele meu, tovarășul meu, înțelegi? Și eu am și mușcat-o. Păi și eu am... Iubita ta s-a dat la mine, nu? Nu, am plus că trebuia să plâng, te pup. Ce vrei să-ți mai zic? Te cunoaște. Ok, am dreptate cu tot ce am spus referitor la asta. Uite, ai spus că ai plâns, nu? Auzi, dar când am fost în Istanbul, atunci la etajul 60 și eu eram cu filipineza și tu erai cu rusoaica aia și după aia eu am fost cu filipineza, ai rămas cu rusoaica și când am venit după ce am terminat treaba și asta... Cina. Da, cina cea de taină în baie, că era doar un pas, stăteau în pat, dar se uitau unul la altul, fumau ce făceau. Înțelegi? Și după când m-am întors, și tu încercai cu rusoaica aia ceva și rusoaica mă mânghea pe mine, îți amintești asta? Păi dacă vrea să vorbim de chestiile astea, le vorbim. Nebunule, vezi că cine te-a băgat acolo? Cine a avut comandă? Nu contează cine. Păi nu contează, am fost și eu, știi că mereu am fost. Dar cine te-a ce luat? Trebuie. Deci mărul discordie și de la femei. Dar Romeo ne povestea ceva pe pauza publicitare, că i-ai sărutat o iubită în direct la televizor. Da, păi e filmată cu faza, da, ea m-a sărutat de fapt. Și el... Și insista, voia să mă pup într-un, dar zic, bă, totuși am o oază de respect pentru Marnescu și nu mai vreau să o sărut așa mult. I-am sărutat o dată, de două ori și zic, gata, mi-am pus damulat. Și Marinescu cum a reacționat? Mă, eu cred că vă uitați la niște fete care vă plac amândoi, nu-mi dau seama ce se întâmplă. Deci tot a fost pe bune, nu? A fost pe bune, sunt filmări pe YouTube. Marinescu a început să plângă și a zis, bă... Plângi des la chestii de genul ăsta? Băi, de obicei nu și plâng, băieții plâng câteodată. Da, sunt o persoană sensibilă și într-adevăr atunci chiar am fost marcat de ceea ce s-a întâmplat. Într-adevăr n-am vorbit vreo două zile așa cu Romeo, ăsta a venit, îmi cerea scuze în toate felurile și am zis, bă, lasă-mă în pace să mă recalibrez ușor, ușor și dacă e, te caut eu când e să vorbim. Dar nu a fost vorba despre... n-a fost vorba despre un sărut, a fost un pupic lăutăresc, așa cum ai spus și tu, înțelegi? Și chestia asta a făcut-o domnișoara respectivă, care domnișoara respectivă și acum stă după... bine, băi, nu vreau să pară că sunt macho, dar ăsta e adevărul, ăsta e verde în față. Stai, bă, ce am vrut să zic, mă. Că... Păi numai că minți, dacă minți, numai că nu mai știu ce am vrut să zici, că nu le mai ai pregătite. Hai, păi nu că hai că se poate. Nu le-am pregătite, dar vorbesc hai prea mult și tu nu vorbești spre deloc. Adevărul, n-ai cum să te încurci, păi, asta că e adevărul cam... și merge cursiv. Ok, ok. Asta vreau să zic. Și motivul pentru care domnișoara te-a pupat lăutărește așa și tu ai picat în plasa aia a fost ca să-mi demonstreze mie încă o dată că sunt un dobitoc în legătură cu prietenii. Că așa sunt eu, dragii mei, așa sunt eu cu prietenii. Eu cred că mai devreme să mai trezi toți oamenii au parte nu, toată de lumea mars, toată lumea mars și eu n-am mars pe nimeni. A vrut cumva să-ți demonstreze că Romeo nu este un prieten fidel pentru tine? Da, asta a fost obiectivul ei. Asta a făcut, cum a mai făcut-o de foarte multe ori și într-adevăr a ales o cale poate drastică, poate una care să mă rănească și să pună în pericol ceea ce aveam eu cu ea. Asta ți-a spus ea, da, dar poate ei chiar îi plăcea de Romeo.
Păi nu s-a ajuns nicăieri mai departe. Adică... A rămas la stadiu de plăcut? Zi, Romeo, tu. Care a fost faza, dacă mă plăcea sau nu, eu nu am plăcut-o, ca să fiu sincer, niciodată n-am văzut-o ca pe o femeie. A fost... Dar e sigur fost... vorba de o femeie, nu-i de un bărbat, asta putem să avem confirmare. Doamne ferește, nu, nici într-un caz departe. Și asta e ca și cu multe alte fete pe care Marnescu le plăcea și le știe foarte bine și vedeau în emisiune și mă alegeau pe mine și eu am fost, am avut vreo 5 relații în Marnescu. Ce apreciezi cel mai mult... Ce-l apreciezi cel mai mult, Romeo, la o femeie? Loialitatea și faptul că nu poate avea oricine. Și Lea, că mă, că dacă... El iertați-mă, vorbește de loialitate, mă vede pe mine că mă antrenez, dar el se antrenează numai în păsărică 24/24 și el vorbe, tu vorbești de loialitate, mă? Păi tu cauți doar alt lucru la o femeie, nu cauți tu loialitate, relații și toate astea. Dacă e să vorbim așa. Ce apreciez? Păi da, și sunt cu aceeași femeie. Da, Romeo, și tu ai plâns când iubita ta i-a pus mâna pe biceps lui Marinescu? Am plâns cu lacrimi de crocodil. Am avut așa o durere în piept. Nu mai apăzătoare, de... apăzătoare. Da. Tu, Cristi, ce apreciezi cel mai mult la o femeie? Zici și tu loialitatea și pachetul complet. Eu sunt pe față. Ce apreciezi cel mai mult? Da. Picioarele. Asta apreciez cel mai mult. Să fie lungi, lezna subțire, dacă ok, are din punct de vedere al calităților fizice, dar calități morale? Calități morale? Calități morale, da. Fizice, am înțeles picioare. Nu există, dacă are picioare da, lungi. Da, sunt exist. Glumesc. Cred că nu. Open mind. Asta e definiția. Open mind. Păi și atât. Cel mai e mult. O definiție mult prea... Vasă, open. Să fie, open. Da, să fie crazy, să fie... Nu știe, îmi place să mi le întoarcă, pentru că eu sunt o persoană, când interacționez cu cineva, îmi place să mi se întoarcă la rândul meu, să mi se întoarcă răspunsul, adică să port o discuție inteligentă. Cam am nevoie de o femeie inteligentă lângă mine și frumoasă. Aici ai dezvoltat puțin. Ai nimerit-o cumva, le-ai devenit. Te crezi un mascul alfa? Având în vedere că... Sunt și stripper, da, mă cred. Nu mă cred un mascul alfa. Încerc să îndeplinesc toate calitățile pentru a face un pachet complet. Cam asta pot să spun. Dar în general nu-mi place să, îmi place să vorbesc despre mine, recunosc, dar nu-mi place să fiu mândru de mine. Cine are ochi să mă vadă, poate să răspundă la această întrebare. Permitem să intervin puțin. El se crede un mascul alfa și a asociat faptul ăsta că e stripper. Adică un stripper care se dezbracă și poate atinge orice femeie. Asta e definita prin care el se vede un mascul alfa. Nu ești mascul alfa, ești un bărbat accesibil și lucrurile accesibile nu... Păi da, ești un bărbat ușor accesibil care se dezbracă, care se dezbracă pentru niște femei, nu? Să le facă cadou de 8 martie. Să le facă cadou de 8 martie. Asta nu ești matur. Păi asta e meseria până la urmă. Adică da, Cristi, tu la baza... Povestește-ne o întâmplare amuzantă la un parte unde ai mers tu privat și unde a trebuit să faci un număr de striptease și s-a întâmplat ceva amuzant cu o domnișoară, cu o doamnă, a venit vreun iubit, nu știu, s-a întâmplat ceva. Ok, imediat îți răspund. Stai puțin că e marcat de ce... Sunt marcat de ce s-a întâmplat înainte, de ceea ce s-a povestit aici. Ok, dansam, aveam fata în față pe scaun. Și bineînțeles, nu știu, pentru cine știe cum se desfășoară activitatea, o să înțeleagă mult mai ușor. Aveam renunțasem la chiloți, aveam prosopul pus, da, îl aveam pus efectiv așa, da? L-am deschis, eram cu la domnișoară și făceam așa, da? Și la un moment dat, dacă zic, îți jur, dacă zic și dacă vă zic tuturor, o să muriți de râs. A dat să, cum, nu știu cum să mă exprim, a vrut să muște, adică a dat spre, știi? Și m-a mușcat și i-am spus nu mai face chestia asta că nu e ok. Sau mai sunt chestiile astea cu zgâriatul pe spate, ceea ce iarăși nu înțeleg. Da, na. Nu vreau, adică lumea înțeles despre ce este deci, vorba, nu vreau să... Deci ăsta este jobul tău, nu? Care este jobul tău? Tu cu ce te ocupi? Da,
La momentul actual asta fac. Sunt stripper, pentru cine nu știe, la Flamingo Boys, alături de Cornel Păsat, pe care îl respect. Cornel și Păsat, Cornel încă Păsat. E un fel de Chuck Norris al stripper românesc. Da. Un om deosebit pe care, pe care îl respect foarte mult și vreau să-l salut pe această cale. Și el m-a luat sub aripa lui, să spun așa, și în acest domeniu. Ne vei spune imediat cu ce te ocupi după o scurtă pauză de publicitate. Eric Saf Live. Urmărește live calele Eric Saf. Înregistrează-te în contul tău Eric Saf și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul Eric Saf. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. Eric Saf. Sunt Simona Hapciuc și te invit în fiecare duminică de la orele 17.30 să urmărești emisiunea Fără Mănuși alături de mine și cei mai tari invitați. Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare sâmbătă de la 19.30 să urmărești Eric Saf Gossip alături de mine și cei mai tari invitați. Hei, sunt LOL Relay și te aștept în fiecare săptămână live pe TikTok și în reluare pe YouTube în fiecare sâmbătă de la ora 17.30 alături de mine și cei mai tari și periculoși invitați. Sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare vineri de la 19.30 pe canalul nostru de YouTube să urmărești Eric Saf News alături de mine. Salutare, dragilor! Sunt Ștefan Ciuculescu, iar în fiecare miercuri de la ora 20 ne vedem live pe YouTube-ul Eric Saf la Eric Saf Talk. O emisiune cu super invitați, super subiecte și multe alte probleme în ceea ce privește galele Eric Saf. Vă așteptăm! Am revenit din scurta pauză de publicitate, unde îl întrebam pe Cristian Marinescu cu ce se mai ocupă. A spus că faci striptease, nu? Te mai ocupi și cu altceva? Sunt polivalent. Mă ocup cu tot ce se poate. Am înțeles, acum intri în cușcă. Pe ce melodie vei intra în cușcă? Vei intra pe o melodie dintr-o asta ritmată de striptease? Vin băieții să facă și ei un show înainte? Nu știu. Nu știu dacă băieții... Da, nu vreau să discut prea mult de lucrul acesta. Dacă vor într-adevăr băieții să vină să mă susțină, îi aștept cu cel mai mare drag. Pe ce melodie? Momentan nu m-am decis, dar pentru cine știe, eu am și două piese trap pe care încă nu le-am filmat. Este posibil să intre pe una dintre piesele mele sau într-adevăr să mai aleg o piesă, dar nu știu pentru moment. De trap? Cum păi asta făceam piesele de mult și domnul chiar poate să zică că am talent și la asta. Are. Am, da. E un fel de fac și chestia asta. Tupac, Renat. Tupac ne-a auzit al României, într-adevăr. Romeo, tu cu ce te ocupi? Am un business, am o mică firmă care se ocupă cu streaming online. Bun, interesant. Și sunt oameni interesați să facă treaba asta online? Fete sunt interesate să facă treaba asta. Mai exact, am un studio de videoclip.
Video chat? Un studio, da. Studio. Am înțeles bine, un studio de video chat. Se aude puțin mai nai, e un delay probabil. Da, e un delay, vrem să te auzi mai tare când pronunți, că nu prea ai curaj în tine și cred că trebuie să-ți mai dai curaj un pic. Nu, am curaj, nebun, e un business cu toate astea, în regulă, e legal, e tot ce trebuie, adică... Cristian, după lupta cu Romeo, să spunem că pierzi cel mai prost scenariu sau câștigi, îți mai dorești să continui să mai lupți? Da, bineînțeles, așa cum am spus, de fapt este prima dată când pot să fiu liber în exprimare și pot într-adevăr să spun ceea ce cred și când sunt aici alături de voi. Următorul pas, indiferent dacă câștig sau pierd, eu o să încerc să câștig, să dau tot ce pot din mine, da, să arăt oamenilor că pot. Următorul și vreau să fiu sigur, o să fie Andy Constantin, adică nu e ca și cum să iasă din capul oamenilor, nu vreau să mă agăs de tine, Andy Constantin, sub niciun fel, pentru că tu nu ai ce imagine să-mi oferi mie, dar din moment ce eu te-am provocat pe tine, tu ai acceptat în fața oamenilor și după ai schimbat-o, poți spune chiar mârșăvește, ți-ai făcut aranjamentele tale cu cine ți-ai, probabil cu băiatul ăsta cu aftănase, băiatul ăsta care oricum nu prea zice prea multe și este ca mutulică, n-am nimic cu tine, dar ești mutulică, nu poți să, într-adevăr, da, e bine, dar nu știi să vorbești. Tu o să fii Andy Constantin și indiferent, îți promit că o să ne vedem face to face, aici, bineînțeles, nici de cum în exterior, aici. Cine? Cu Andy? Cu Andy Constantin, da. Da, pentru că a spus și în interviurile pe care le-a dat și la voi, în RXF, și la Wowbiz, a spus în felul următor. Eu l-am schimbat pe Marinescu pentru că este un adversar ușor și el vrea să caute doar afirmare și... Da, dragul meu, tu pentru ce ai venit aici? Nu ești tot pentru afirmare? Într-adevăr, suntem aici toți și pentru afirmare și să ne demonstrăm abilitățile, da, de sportivi și ce mai știm noi să facem. Suntem pentru tot aici, dar sunt oameni care nu sunt în stare să recunoască acest lucru și nu mi-a plăcut pentru că a spus că eu sunt arogant, dar el m-a privit pe mine cu aroganță și nu avea sens. Am înțeles. Romeo, tu dacă îți mai dorești să lupți, indiferent de ce se va întâmpla în acest meci și cu cine? Da, normal că o să-mi doresc să lupt după acest meci pe care zic eu că o să-l câștig cu siguranță. Nu m-am gândit inițial la un adversar, dar sincer, aș vrea să mă lupt cu Meco. Poate mă duc prea departe, dar cum am zis, cred că vreau să învăț de la cei mai buni, vreau să am curajul să o fac cu cei mai buni și cum am spus, m-am născut cu această... M-am născut cu această inimă de leu și pot să mă lupt cu oricine la momentul actual din România, fără să mă hazardez, indiferent că pierd sau câștig. Am înțeles. Interesant. Da, probabil că... Sau ori Mec, ori Alin Băcăreanu. Da. Eu zic să te bați aici, vezi când am intrat aici la colț, era o femeie care... ștergea pe aici, n-am nimic, poți să te bați cu dânsa, dacă vrei, că vrei numai adversar slab. Ca mine, ca doamnă. Am văzut adversar slab, doamnă. În prima dată, Marinescule, tu trebuie să-ți mai crești încrederea în tine. Am avut încredere de fiecare dată în mine. În al doilea rând, nu mai aștepta să fii validat de oameni, validează-te singur. Nu mă aștept să fiu validat de nimeni, că mă validez singur. Păi ai spus-o înainte că lumea nu are încredere în tine, că nu te validează, tu ai... Nu, am spus că oamenii mă văd în alt fel, după propria imaginație, nici de cum, după ceea ce merit eu. Și sunt niște frustrări, da, așa cum sunt... Oamenii te văd... Lasă-mă puțin să vorbesc, că ai vorbit destul, nebunul. Oamenii te văd exact așa cum arăt, cum te arăți tu, dacă tu arăți într-un fel. Normal că ei așa te văd. Oamenii te văd prin faptele și prin ceea ce demonstrezi și ești tu, dar nu te vadă cum ești tu în interior dacă tu nu arăți chestia. Nu, e vorba că pe mine nu mă interesează să stai ție la beregată cu tot felul de chestii inventate, pentru că nu sunt un frustrat, așa cum ești tu un frustrat și sunt celelalte persoane frustrate. Pentru că ce crezi, Romeo, trăim în era hate-ului și este din ce în ce mai mult hate și mult mai mulți oameni frustrați. Ce să vezi, uite asta. Nu te mai lamenta că nu ești validat. Frustrări din partea ta asupra mea,
unu, și probabil că mai e frustură că n-ai putut tu să fii un sportiv în tinerețile tale pe la 20 ceva de ani, să te bați în gale de kickbox, MMA, Muay Thai, Yongqing. Sau ce faci tu acolo? Lasă-mă cu mine cu frustrările mele acolo. Înțelegi? Eu vorbeam despre tine acum. Și vrei să demonstrezi aici. În fața oamenilor. Ok. Propriile cuvinte, Marnescu. Ce calități trebuie să ai ca și stripper? În primul rând, tu nu ești un simplu stripper, tu ești un entertainer. Este același lucru ca aici. Trebuie să ai o relație bună cu publicul, să faci publicul să se simtă bine și să intri în pielea personajului. Cam despre asta este vorba. Simplu. O faci pentru clar, clar. Trebuie să arăți într-un fel, trebuie să ai grijă de tine, trebuie să știi să vorbești, trebuie să știi să ai o gândire rațională, să ai o gândire corectă. Totul vine cu un cumul. Dar trebuie să ai o relație bună cu publicul. Pentru că de ce să fim... aici să nu spunem pe față, publicul sunt oamenii noștri. Bă, dar ce faci? Tu faci striptease sau te duci să le ții discursuri oamenilor pentru care trebuie să vorbești? Păi trebuie, vorbești. Trebuie să știi să și vorbești. Pe melodie, să-ți faci treaba, ce trebuie băi, să vorbești? Auzi, dragul meu, dragul meu, iartă-mă, iartă-mă pe mine, femeile nu caută. Hai să ne dezbrăcăm și să stăm așa. Femeile nu caută. Iartă-mă, femeile nu caută doar chestia asta, înțelegi? Să stai și te dezbraci. Că atunci unde mai e hasul? Este vorba și de un preludiu, este vorba să faci lucrurile să vină de la sine, înțelegi? Pe cale naturală, nici de cum forțate. Tocmai de asta eu sunt bărbat și tu nu ești. Te pun. Vezi că ai adus tatuajul ăla de la... Nu contează, e un tatuaj de pe AliExpress. Luat la 5 lei, atât mi-am permis, atât mi-am făcut. Ce crezi? Că eu nu am nevoie nici de tatuaje, să ies în evidență, poate că o să-mi fac, dar nu vorba despre asta. Înțelegi? Ca ceva azi dimineață, că văd că ești cam tras, nu știu. Stai cum vrei tu. Ia zi, băi, Marinescule, ai mâncat ceva de dimineață? Că văd că ești cam tras așa, mie, nu știu, ce se întâmplă cu tine? Sunt tras la sală, puiul meu, ai zis bine. Ești cam... Nu știu să zic. Ești narcisist. Eu zic că trebuie să mănânci, că ai nevoie de multă forță. Vezi cum face că nu vorbesc, că nu mai vorbește, nu poate. Ești narcisist? Da, și consider că este o calitate asta, a fi narcisist, pentru că automat ne face să avem grijă de noi, ca persoane. Atât interior, cât și exterior. Da, dar să nu o dai, bineînțeles, într-o extremă în care devii penibil despre asta. Cine vine să te susțină la meci? Și ce au spus părinții tăi apropiații când au auzit că vei intra în cușcă cu Romeo? Ok, aici este un pic un subiect delicat pentru că persoanele apropiate mie sunt automat familia și poate 1, 2, 3 persoane pe lângă. Inițial pe tata l-am văzut un pic îngândurat, pentru că, având în vedere că intru la voi în casă, s-a gândit că, băi, aș vrea să câștigi. Și având în vedere că eu, într-adevăr, sunt sportiv de performanță, de când mă știu, de când sunt mic și până la 25 de ani n-am stat o zi fără sport, a știut că n-am făcut sport de când contact. Când spui sportiv de performanță, înseamnă că ai făcut performanță. Da, am făcut ce ham. Performanță ai? Eu am jucat handbal până la vârsta de 20 de ani, până acum 5 ani. Am terminat junioratul la Dinamo, apoi m-am pregătit un an de zile cu echipa mare de la Dinamo, iar din diferite situații care nu are rost să le readuc în discuție, m-am lăsat, dar am avut locul 3 la turneul final pe România. Am ieșit chiar, am luat un european când eram junior, deci am câteva lucruri în spate, sport de echipă, bineînțeles. Tatăl tău l-ai simțit îngândurat? Da, l-am simțit îngândurat. Da, și l-am simțit îngândurat pentru că știe că sunt o persoană care nu am limite și știe că în același timp
în momentul în care îmi doresc ceva, sunt în stare să-mi fac mie rău de unul singur, pentru că nu mă interesează, văd doar în față și chiar dacă plouă, ninge, tună, să aruncă oamenii cu mine în pietre, eu tot mă duc acolo. Asta unul. Aruncă oamenii și cu mine doi, în pietre. Da, cu pietre mine. Nu contează. Și doi, da, și că era vorba de Romeo. Adică era mult mai simplu să spui că ești foarte focusat, că ai dus prea... Explicații de-astea că nu și-au rost în final. Romeo, pe ești tine... Ești focusat. Pe tine, am băgat cine, și pe el în seamă, te rog. Pe tine cine te va susține la meci? Eu am foarte mulți prieteni care deja vor să mă susțină. Mă susțin deja iubita mea, care o să fie și ea prezent acolo. Care din ele? N-ai tu treabă, dar nu ți le mai zic că tu mi le furne, nu. Și o să fie mulți prieteni care o să vină alături de mine, o parte din familie, probabil. Părinții apropiații cum au reacționat când au auzit că vei intra în cușca Next Fighter și vei fi main event la Next Fighter 5? S-au bucurat foarte mult pentru mine, au încredere în mine, știu de ce sunt în stare și totul o să fie ok. Adică toată lumea m-a susținut. Te antrenezi acolo în Italia, Romeo, în prezent? Da, stă pe șezlong. Încă nu am început antrenamentele aici în Italia, pentru că doar ce am ajuns de vreo două zile. Adică, cred că o zi am full de când sunt aici, dar de mâine o să încep să mă antrenez câteva zile cât mai stau aici și după aia o să vin în România și acolo o să mă antrenez. Deci aici vei urma antrenamentele, da, nu acolo. Da, și te-ai gândit unde vei face antrenamentul? Probabil cel mai sigur o să vin la Ionuț, la Pitbull, pentru că am mai fost cu băieții la el, m-am antrenat și mi-a plăcut foarte mult. Îl subestimez. Dacă acceptă, bineînțeles, dacă mă ia. Da, îl subestimez într-un fel pe Cristian. Nu pot să, nu, eu nu subestimez pe nimeni niciodată. Eu am încredere în mine și tot timpul am avut încredere în mine și ceea ce mi-am propus am și reușit. Dar asta nu înseamnă că îl subestimez. El trebuie să-și vadă de antrenamentele lui, trebuie să se antreneze foarte bine pentru că o să aibă nevoie foarte mare. Pentru a face un meci frumos, cel puțin. Asta nu-i garantează că o să și câștige, pentru că nu o să câștige, dar pentru a face un meci frumos, pentru a avea cu cine să mă lupt. Pentru că dacă Marnescu nu o să se antreneze și nu o să facă nimic, nici eu nu o să am cu cine să mă lupt. Eu vreau să am un adversar cu care pot să mă lupt într-adevăr pe bune. Și asta vreau să-i cer lui Marnescu. Marnescule, antrenează-te bine pentru că vreau să fac spectacol cu tine. Așteptăm să vedem și declarația lui și cum îți răspunde, dar după o scurtă pauză de publicitate, când ne întoarcem cu răspunsul lui Cristi Marinescu pentru Romeo, adversarul său din Next Fighter 5. RXF Live. Urmărește live calele RXF. Înregistrează-te în contul tău RXF și bucură-te de o experiență fluidă de vizionare oriunde. Intră în universul RXF. Descarcă aplicația atât din Google Play cât și din App Store. RXF. Sunt Simona Hapciuc și te invit în fiecare duminică de la orele 17:30 să urmărești emisiunea Fără Mănuși alături de mine și cei mai tari invitați. Bună, sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare sâmbătă de la 19:30 să urmărești RXF Gossip alături de mine și cei mai tari invitați. Hei, sunt LOL Relay și te aștept în fiecare săptămână live pe TikTok și în reluare pe YouTube în fiecare sâmbătă de la ora 17:30 alături de mine și cei mai tari și periculoși invitați.
Sunt Daniela Mireanu și te aștept în fiecare vineri de la 19:30 pe canalul nostru de YouTube să urmărești RxF News alături de mine. Salutare, dragilor! Sunt Ștefan Ciuculescu, iar în fiecare miercuri de la ora 20 ne vedem live pe YouTube-ul RxF la RxF Talk. O emisiune cu super invitați, super subiecte și multe alte probleme în ceea ce privește galele RxF. Vă așteptăm! Deci Romeo îți sugerează să te antrenezi intens, că el oricum nu concepe că va pierde acest meci, dar măcar să oferiți un șoc, după cum ai auzit. Da, ce părere ai și cum da, îi nicio părere, că... Nu am eu nevoie de sfaturile lui, nu mă coafează cu nimic, el să-și facă treaba lui pe partea lui, să-și o facă cât mai bine poate, dacă mai poate, că e cam babalâc. Eu îmi fac treaba în felul meu, dacă pot, dacă am timp, să recuperez ceea ce puteam să fac de mai mult timp și cred că este totul foarte corect, totul foarte fair play. Deci nu are el grijă de ceea ce fac eu, pentru că mă voi da în continuare, da, spun și repet, îmi voi da toată străduința să reușesc să ajung la o formă cât mai bună pentru timpul care a mai rămas. Bun, dacă tot suntem la final, ați urmărit galele până acum, RxF 42, 43 și așa mai departe. Cei care vor să pareze pot parea pe lasvegas.ro. Știți pe cei care vor lupta în gala RxF 44 în mare parte, ca să dăm așa o părere cam pe cine ați paria, să spunem așa. Hai vor să fi 8 meciuri confirmate în gala 44 din 6 iunie 2023 pe site-ul www.lasvegas.ro. Vă puteți autentifica creând un cont și puteți paria online. Pentru că avem și doi invitați, unul prin Skype pe Romeo și fizic Cristi Marinescu. Vă vom... Cristian. Te alindăm aici, zicem Cristian, dar dacă nu-ți place, zicem Cristian, nicio problemă. Primul meci este dintre Ovidiu Neveu și justițiarul din Berceni, Ovidiu având o cotă de 1.55, iar justițiarul din Berceni 2.15. Pe cine ai paria dacă ai dispune de o sumă de bani? Ok, eu nu o să-mi iau după cote neapărat, o să-mi iau după ceea ce simt. Categoric, eu le citesc pentru cei de acasă, nu pentru voi. Sincer să spun, mi-ar plăcea să câștige justițiarul din Berceni. Ok, Romeo, tu ce părere ai? Eu pariez pe Ovidiu Neveu. Apropo, ca o mică paranteză, la gala precedent am pus toate meciurile exact așa cum au ieșit și au ieșit absolut toate cum le-am pus. Adică tu vrei să spui cine ne urmărește acum și pentru ce îți vei exprima părerea, le dai un pont, da? Oricum am pus directul, l-am pus pe TikTok și a fost câștigător, efectiv toate meciurile exact așa cum le-am pus. Ok, deci, mergem mai departe. Lil Cagulă și Emin Persoană. Aici nu prea știu personajele, nu pot. Lil Cagulă este un trapper care cântă cu Cagulă pe față, Emin Persoană. Tinerii așa, la 21-22 de ani. Băiatul ăsta, Emi. Emi în persoană? Cred că e ceva TikToker. Nu, este... Are un podcast. Are un podcast, Emi în persoană. Și este actor. Da, îmi place de el, îmi place... Iar Lil Cagulă are Cagulă pe față și cântă. Știu pe el. Pe Emi aș parea. Pe Emi. La fel și eu, da. Ce-am văzut eu. Merge mai departe. Mai departe, un meci de fete, Diana Marcu și Betișor. Cred că aș merge pe Betișor aici. Mi se pare că Diana are un ego mult prea mare și care nu o să o ajute foarte. Eu merg pe Diana Marcu. Ok. Andy Constantin și Mihai Aftănase. Mihai Aftănase. Dar dă-i bine rău de tot să fie acolo. Și eu aș părea tot pe Mihai Aftănase, deși la ultimul meci n-am văzut foarte mult din partea lui. Dar pe Mihai Aftănase. Tatiana Final Boss sau Sorina Lucaciu? Sorina, clar. Sau Tatiana Final Boss sau Sorina? Sorina nu a mai participat în gale decât Tatiana. Este gata. O domnișoară care i-a provocat același gabarit, mă nici. Da. Merg pe Tatiana, că e prietena noastră. Ok. Alex Zănoagă sau Raul Dan? Zi.
pe Alex. E un meci greu, dar l-am văzut pe Alex că e foarte determinat și că a antrenat foarte, foarte intens și a progresat foarte mult. Și așa că o să merg pe Alex. Da, merg și eu, merg și eu. Îl văd un, cu sete așa un pic în ochi, îmi place. Dacă tot am vorbit de Alex Zanoaga, urmează și al său frate, George Zanoaga, cu fachirul din Periș. George, clar. Am încredere în George că o să câștige acolo. Eu mă înțeleg bine cu George, dar fachirul e cam ciobănaș un pic așa. Dar merg pe George. Okay. E, da. Și ultimul meci dintre Lucky și Meco. Meco, clar. Eu pariez pe Meco spre asta. Eu mă știu personal cu Lucky și am o relație foarte bună, așa că merg pe Lucky. Ok. Acestea fiind spuse, băieții și-au dat și ei cu părerea vis-a-vis de parierea pe aceste meciuri, unde vă invităm și pe dumneavoastră să faceți pe www.lasvegas.ro. Să nu uitați totuși că până pe data de 6 iunie 2023, pe site-ul oficial rxf.ro, aveți ocazia de a achiziționa bilete în sistem pay-per-view. Vă reamintim, galele mari nu pot fi urmărite decât în sistem live pe site-ul oficial, achiziționând aceste bilete. Dar, în schimb, puteți vedea Gala Next Fighter 5 gratuit. În direct pe canalul de YouTube RXF, gratuit, pe 16 mai. Și nu uitați, pe 9 mai vă așteptăm la sala Lucea Fru din București, la cea de-a doua conferință de presă a galei RXF 44, gală care va avea loc pe 6 iunie. Vă așteptăm în număr cât mai mare să-i vedeți pe toți cei prezenți acolo. Acestea fiind spuse, aducem mulțumiri sponsorului Barracuda Coin, Las Vegas, dumneavoastră, că ne urmăriți și suntem în topul preferințelor. Vă aducem mulțumiri atât eu cât și al meu coleg și, bineînțeles, invitații. Le mulțumim pentru prezența în emisiune fizică Cristian Marinescu, prin Skype Romeo. Îți dorim mult succes la antrenamente, multă sănătate, să revii cu bine în țară. Mulțumesc. Și mulțumesc. Să te vedem în meci așa cum se cuvine, atât pe tine cât și pe Cristian Marinescu, capitan de echipă main eventul din Next Fighter 5. O să fie show, vă mulțumesc și eu. Și eu vă mulțumesc pentru această oportunitate și pentru că am putut să stau alături de voi, două persoane minunate, dar și alături de... Oricum, eu cred că între voi o respingere din punctul ăsta vedere a relației conflictuale care s-a iscat din Temir ce lucru sau mărul discordiei cum se întâmplă femeia. Însă, cred că sunteți două pietre tari care, în ciuda faptului că vă afișați așa, voi vă atrageți, nu știu cum să zic. E ceva ciudat. Adică unul fără altul sunteți sarea cu piperul, știi? V-ați atras așa atât de tare până o să intrați în cușcă. V-ați atras, exact. Marinescule, în sfârșit o să ai ocazia să mă iei în brațe, în cușcă. Te pup, felicitări și să ai un weekend plăcut și o vacanță mirobolantă. La fel. Seară bună, zi frumoasă. Dragilor, sunt Lavinia Mihaela Târzianu cu preamăritul meu preamăritul fericit. Gazi de emisiunii Fight Club. Noi vă dorim o seară spectaculoasă și nu uitați că ne reîntâlnim la Fight Club în fiecare zi de marți și joi de la 19.30. Ionuț. La cea mai urmărită emisiune. Yes. Vă dorim o seară liniștită și pe curând cu alte ediții frumoase. Mulțumim și vouă la fel. Bun găsit! Sunt Lavinia Mihaela Târzianu și alături de colegul meu Ionuț Atodirese, gazdele emisiunii Fight Club, vă invităm să urmăriți în fiecare zi de marți și joi, începând cu ora 19.30, edițiile speciale. Fii și tu părtaș la exclusivitățile celor mai tari invitați din cadrul emisiunilor Fight Club.